Tabăra de cultură și civilizație românească Acasă la noi a ajuns la cea de-a 19-a ediție și în acest an, grație asociației Astra Neninoi, un grup de 20 de tineri din raion au avut fericitul prilej de a se afla timp de 7 zile în județul Alba. În acest an, dificila responsabilitatea organizării taberei a revenit despărțământului Astra din orașul Sebeș, condus de profesorul Mihai Octavian Groza, care a încercat și a reușit, pe bună dreptate, să le organizeze tinerilor din Neninoi o vacanță adevărată, plină de emoții și evenimente care, la sigur, nu vor putea fi uitate niciodată. Programul tabere, axat ca de obicei pe cunoașterea profundă a ceea ce înseamnă istoria veche, dar și cultura românească contemporană, a fost unul plin de activități, de deplasări și de vizite ale locațiilor istorice și naturale ale zonei. Tinerii au vizitat cetățile medievale Câlnic și Gârbova, ambele construite în secolul al XIII-lea, barajul Oașa, situat la o altitudine de peste 1200 de metri deasupra nivelului mării, orașele Alba Iulia, Sibiu și Brașov. În Alba Iulia am vizitat cetatea Muzeul Unirii și Sala Unirii, acolo unde la 1 decembrie 1918 a fost desăvârșită unitatea neamului românesc. Am asistat la schimbul gărzii cetății. Ne-am recules la mormântul voievodului Iancu de Hunedoara. În Sibiu am vizitat muzeul și biblioteca Astra, catedrala ortodoxă, podul minciunilor, dar și cocheta piață mare a orașului, cu arhitectură medievală bine conservată. Brașovul a impresionat prin arhitectura monumentală a centrului orașului, prin frumusețea deosebită a Bisericii Negre, prin spiritul urban european. Ne-a impresionat mult și orașul gazdă Sebeș, atestat documentar în anul 1245. Zidurile, cetății medievale, străduțele înguste, muzeul, însă și atmosfera europeană ne-au făcut sejurul foarte plăcut, iar biserica unică, construită în stil romanic și gotic, ne-a frapat. Am avut prilejul să asistăm și la o reprezentație de dans german tradițional, dar și la o demonstrație de lupte cavalerești. Mi-a plăcut foarte mult, m-am îndrăgostit în această țară, e curat, e frumos și oamenii sunt foarte buni, foarte prietenoși. Am fost în diferite locuri și mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut și natura de aici, m-a impresionat foarte mult, pentru că e foarte frumos și cred că mă voi duce cu multe impresii bune acasă. Am vizitat cetatea Alba, cetate din epoca medievală. Pentru mine este o cetate foarte frumoasă. Chiar cea mai frumoasă în toată România, ori pe care am văzut-o eu. Este o arhitectură europeană care mi tare îmi place. Am mai stat la o adevărată lecție de istorie la cetatea Câlnic din județul Alba. Construcția acesteia a început în anul 1269 și s-a sfârșit în 1300. Am vizitat turnul clopotniței, turnul Don John sau turnul locuinței. Muzeul din interiorul turnului conține exponate din întreaga România. M-a impresionat priveliștea ce poate fi văzută de pe turnul clopotniței și faptul că în pofida timpului cetatea și-a păstrat farmecul și frumusețea inedită. Am avut ocazia să vizităm cele două blocuri a bibliotecii Astra. Am vizitat însuși orașul, iar acum, aflându-ne aici în Piața Mare, avem ocazia să vedem și primăria. A fost o onoare și este un oraș foarte frumos. Mă bucur nespus de mult că am ocazia să particip pentru al treilea an consecutiv la tabăra de vară Astra, unde întâlnesc oameni minunati și locuri impresionante. Am văzut așa priveliște frumoase care n-am mai văzut în viața mea. Și cred că de grabă nu voi vedea. Mi-a plăcut foarte mult această excursie și le mulțumesc organizatorilor. Activitățile culturale au alternat armonios cu cele de agrement, cu odihnă la strand, cu urcări la canionul Râpa Roșie din apropierea Sebeșului, cu suficient timp liber necesar. Reamintim că ideea inițierii taberei de cultură și civilizație românească Acasă la noi aparține despărțământului Astra din Iași, tinerii din Neninoi participând la tabără din anul 2008. În această perioadă, peste 230 de tineri din raion au avut prilejul de a se bucura de peisajele excepționale ale României, de a vizita locații istorice deosebite și mai presus de orice, de a se convinge de faptul că pe ambele maluri ale Prutului trăiește același popor. Poporul român. Octavian Zerinski de la Neninoi pentru Elita TV.